Mă bucur mult să fiu aici cu dumneavoastră. Pe mulți dintre dumneavoastră să vă revăd și pe destul de mulți dintre dumneavoastră să vă văd pentru prima dată. Vă rog salutări din Sibiu, nu prea departe Sibiu, ales de acum de când cu aceste drumuri moderne. Așa că, ușor fiindu-mi să vin la dumneavoastră, socot că la fel vă va veni și dumneavoastră să ne căutați pe noi. Apreciez mult lucrarea frumoasă pe care o faceți pentru cauza lui Dumnezeu, mergând din loc în loc și ducând vestea cea bună a Cuvântului. Mâna de același gând am venit și eu astăzi, seara aceasta, ca să fiu împreună cu dumneavoastră. E potrivit acum să citim din Biblie câteva cuvinte. Vom lectura un singur verset. El este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 16. Acest pasaj scurt și foarte frumos este supranumit versetul de aur al Sfintelor Scripturi. E bine să stăm împreună ridicați și în timp ce stăm ridicați vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați credincioși, oameni lui Dumnezeu, spuneam că acest pasaj biblic este supranumit versetul de aur al Sfintelor Scripturi. Și pe drept este numit așa. În el, în acest verset foarte scurt și dens, ni se vorbește despre cea mai mare dragoste, fiindcă atât de mult a iubit. Este cea mai mare iubire subliniată în acest verset. Apoi, acest pasaj biblic ne vorbește despre cea mai însemnată ființă din univers. Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu. Pasajul continuă vorbindu-ne despre cea mai profundă, adâncă nevoie. Ea este subliniată prin cuvântul lumea. Dumnezeu a iubit lumea. Pasajul continuă vorbindu-ne despre cel mai mare dar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. E cel mai mare dar. Ne vorbește și despre cel mai mare sacrificiu, a dat pe singurul lui Fiu. Ca după aceea se continue vorbindu-ne despre cea mai generoasă ofertă. Pentru ca oricine. E pentru oricine. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său Fiu pentru ca oricine. Prin cuvântul următor, ni se vorbește despre cea mai simplă soluție. Ca oricine crede. Oricine crede. Este cea mai simplă soluție. Ca apoi să ni se vorbească despre unicul și cel mai mare mântuitor. Pentru ca oricine crede în El, adică în Domnul Iisus, ni se vorbește și despre cel mai mare pericol, să nu piară. Și în final, despre cea mai însemnată comoară, să aibă viață veșnică. Iată cât de frumos este acest pasaj. Deși e scurt, e foarte dens și în el ni se aduce atâta bogăție de învățătură. Pentru această seară, pentru următoarele aproximativ 30 de minute, am gândit să ne oprim doar la trei cuvinte. Și anume cuvintele, crede în El. Ce înseamnă oare să crezi în Domnul Iisus? Ce înseamnă să crezi în Domnul Iisus? Țin minte că odată, la școală acolo la noi, la București, am avut un seminar cu niște oameni care erau interesați de Cuvântul lui Dumnezeu și la încheierea acelei întâlniri, un domn a venit, s-a apropiat de mine și mi-a spus, domnule pastor, cu respect, vreau să observ că există o logică în cele spuse de dumneavoastră, însă concluziile sunt greșite, în pricina faptului că vă referiți la o bază cu greșeli. Baza e Biblia. Și dacă Biblia are greșeli, și concluziile dumneavoastră sunt greșite.
M-am uitat înspre el, mi-a apreciat îndrăzneala și am spus, nu vă supărați, ați reușit să citiți în întregime Biblia? Așa mi-a venit să-l întreb, deși m-am gândit că poate îl supăr cu așa o întrebare direct. La care, onest, el a spus, nu, domnule, nu în întregime. La care eu am continuat spunându-i, nu vi se pare totuși corect să o citiți înainte în întregime și apoi să spuneți dacă are greșeli sau nu? La care el a zis, să știți că aveți dreptate. Mă pun pe citit și vom mai vorbi. A venit vara cu vacanța de vară și în toamna acelui an ne-am întâlnit din nou la școală. Îl cheamă Laurențiu, ne cunoaștem și acum. M-a întâmpinat zicându-mi pacea Domnului. Toată vara am citit Biblia și a fost tulburat de mesajul ei. Am foarte multe întrebări. N-ați vrea să-mi dați un ceas măcar să povestim? Și ne-am întâlnit într-o seară acolo la școală să vorbim. A avut o întrebare. Am găsit în Biblie că scrie că cine crede în Dumnezeu este mântuit. Trebuie să crezi ca să fii mântuit. Și am mai găsit că și demonii, dracii, cred. Și sunt fioară. Vă rog să îmi explicați care e diferența între credința care te mântuiește și aia dracilor. Că și dracii cred. Întrebarea mi s-a părut potrivită, nimerită. Am vorbit mai mult de un ceas pe marginea ei și din discuția aceea, mai târziu, am socotit că e bine să facem o predică pentru adunare. Și așa s-a născut mesajul pe care vă-l împărtășesc în seara aceasta. Ce înseamnă să crezi în Domnul Iisus? Trei lucruri simple ca răspuns la această întrebare. Să crezi în Domnul Iisus, întâi de toate, înseamnă să crezi în cine este El. Adică trebuie să știi cine este Iisus și să crezi acele adevăruri. Apoi, a crede în Iisus înseamnă să crezi în ce a făcut El. Că e necesar să știi ce a făcut Domnul Iisus, faptele Lui, și să te bizui pe acele fapte. Asta înseamnă să crezi în El. Și în rândul 3, a crede în Iisus înseamnă să știi ce a spus El, deci să cunoști ce a spus El, poruncile Lui, și să ne asculți. Adică să crezi în cuvintele Lui. Persoana Lui, lucrarea Lui și cuvintele Lui. Să le luăm la rând. Primul rând, a crede în Domnul Iisus înseamnă să crezi în persoana Lui. Adică în cine este El. Aduceți-vă aminte că în Biblie scrie că odată Domnul Iisus a vindecat un om nevăzător, născut nevăzător. După ce l-a tămăduit, mai târziu l-a reîntâlnit în templu, în templu din Ierusalim. Iisus i-a pus o întrebare. Omule, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? La care omul vindecat s-a uitat înspre Domnul Iisus și înainte să îi răspundă la întrebare, a pus Domnul Iisus o întrebare și el. Și cine este ca să cred? Domnul le-a răspuns, cel care te-a întrebat, acela este. Și omul a răspuns, cred. Dar întrebarea omului scoate în evidență o realitate extrem de importantă. Nu poți crede cu adevărat în Domnul Iisus dacă nu știi cine este El. Cu privire la persoana Domnului Iisus, în Biblie ni se spun despre El, despre identitatea Lui, cel puțin patru adevăruri. Întâi, Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El și Tatăl sunt legați de o legătură strânsă, atât de strânsă, încât Dumnezeu se numește Tată și Domnul Iisus este Fiul, iar împreună cu Sfântul Duh formează ceea ce numim Sfânta Treime. Domnul Iisus este Fiul veșnic al lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. Dumnezeu este Tată, Domnul Iisus este Fiul. Care o fi mai bătrân? De la întrebarea asta, în anul 318, în Biserica Creștină din Alexandria s-a pornit o tulburare.
un diacon cu numele Arius zicea că Domnul Iisus este mai tânăr și că Dumnezeu Tatăl e mai bătrân. Și prin urmare, era o vreme în care Domnul Iisus nu era. Și numai după ce Dumnezeu l-a făcut, apoi a fost și Domnul Iisus. Și ca să convingă, s-a uitat peste oameni și a văzut o femeie în adunare, cum ar fi doamna de aici, cu un copil în brațe. A întrebat-o pe femeie, copilul e a tău? Și femeia a zis, da. Și apoi el a zis, l-ai avut înainte să-l naști sau numai după ce l-ai născut? Și femeia a zis, cum să-l am înainte să-l nasc? L-am avut numai după ce l-am născut. La care Arius a zis, vezi, așa și cu Dumnezeu. Întâi a fost singur, după aia l-a născut pe Domnul Iisus și apoi a fost împreună cu Domnul Iisus. Și de aici s-a născut acea erezie numită arianism, care a fost o sândită de biserică și care propovedește-o niciodată. Că după mărturia Scripturii, Domnul Iisus n-are început și n-are sfârșit. El este Fiul veșnic al lui Dumnezeu. E numit în Biblie Părintele veșnicilor, adică Tata timpului. El a făcut timpul. Părintele veșnicilor, așa a trebuit. Tata timpului. El a făcut timpul. Era înainte de timp. Acum, deci Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Apoi Biblia ne spune că Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat. Despre aceasta găsim în multe locuri în Scriptură. El e deopotrivă cu Tatăl, una cu Tatăl. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, așa zis Iisus, eu și Tatăl una suntem. Odată Apostolul Pavel, vorbind despre Domnul Iisus, a zis că noi așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru, și despre Domnul Iisus asta a spus, Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Când Toma l-a întâlnit după învierea Domnului Iisus, Toma a îngenunchiat înaintea lui și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și aici vă îndemn să cugetăm un pic. Uitați-vă dumneavoastră la ce a făcut Toma. S-a aruncat la picioarele Domnului Iisus, s-a rugat, s-a închinat și a zis către Domnul Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dumneavoastră îl știți pe Domnul Iisus să-și asume vreodată ceva ce nu era a Lui? Niciodată. N-a zis lui Toma, scoală-te în picioare și să nu cumva să-mi zici Dumnezeu că nu numai unui. N-a făcut așa. Din potrivă, i-a zis lui Toma, ferice de tine că ai văzut și ai crezut. Iisus acceptă închinarea care i s-a adus. Acum, cu privire la problema aceasta a închinării, țin minte că odată eram într-un drum și a venit așa o vorbă dacă Domnul Iisus e Dumnezeu sau nu. În discuția noastră s-a pus problema aceasta a închinării. Am o întrebare și pentru dumneavoastră. După cum scrie în Scriptură, singurul vrednic să primească închinăciune de la oameni este Dumnezeu. Se poate întâmpla ca vreun om să greșească și să aducă această închinare unui înger. Și când s-a întâmplat asta în Biblie, îngerii au sărit ca arși și au zis, nu, ferește-te să faci una ca asta, să te închini lui Dumnezeu, eu slujitor ca tine. Nu-l primi. De observat este că diavolul o primește și o și cere. Până și pe Domnul Iisus l-a ispitit zicându-i, închină-te mie. Diavolul o primește, nu o merită, oamenii sfinți, dacă au primit-o, iute s-o lepăda de ea, cum a făcut Petru, cum a făcut Pavel. L-au socotit pe Petru, pe Pavel zeu și Pavel a zis, nu, noi suntem oameni ca voi. Să nu faceți rugăciuni către. Noi nu avem treabă cu asta. Noi suntem oameni ca voi. Deci, îngerii n-au primit-o, sfinții n-au primit-o, diavolul o cere, Domnul Iisus a primit-o. Și acum întrebam pe omul acela, omule bun, uite-te dumneata, închinarea e cuvenită numai lui Dumnezeu. Diavolul o cere și nu e a lui.
Domnul Iisus, când îi se dă, nu o respinge. O primește. Și acum, dumneavoastră, să te hotărăști cine-i Domnul Iisus. Două variante ai. O accepți că este Dumnezeu și pe drept primește închinarea, o trebuie să concluzi că e neam cu demonul. Și omul a zis, demon nu-i. Numai Dumnezeu mai rămâne să fie. Și de adevărul biblic. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat, apoi Biblia ne spune că este Domn, este Domn. La Apostolul Pavel găsim de multe ori afirmații, mai ales una zice așa. Din pricină că Domnul Iisus s-a făcut ascultător până la moarte și moarte de cruce, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care să fie deasupra oricărui nume, ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor de pe pământ, de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Iisus este Domnul. Amin. Și în final, Domnul Iisus este Mântuitorul. Așa scrie în Biblie că Dumnezeu a rânduit ca Iisus Hristos să fie Mântuitorul lumii. În numele Lui se iartă păcatele, în numele Lui căpătăm viață veșnică, în numele Lui suntem făcuți copii ai lui Dumnezeu, din cauza Lui suntem salvați de mânia viitoare. Așadar, cine e Domnul Iisus? Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Domn și Mântuitor. Am o rugăminte. Hai, adă scaunul la încoace un pic. Ăla lângă care stai și hai cu el cu tot. Tu. Hai aici. Dar e prietenul meu și de aici încolo și mai bun prieten ne facem. Dați-vă, vă rog, la scaunul acesta. În Isaia scrie așa, cerul este scaunul meu de domnie. Pământul așternutul picioarelor mele. Daniel, Daniel. Acum, Dani, Dumnezeu-i Dumnezeu, atâta pricepem. Uitați-vă, vă rog. Așa cum Daniel stă pe acest scaun, Domnul Iisus stă în cer pe tron. Și cum picioarele lui Daniel ajung până pe podele, așa picioarele Domnului Iisus sunt pe pământul acesta care este covorul așternutul picioarelor sale. Cine e Domnul Iisus? Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Domn și Mântuitor. Și de acolo, din slavă, se uită și la noi. Și noi de aici, dintr-o parte până în alta, ne ducem viața la picioarele Lui. Acum unii sunt așa de închiși la suflet, încât zic, nu este Dumnezeu. Știți cum se spunea Daniel, așa, atei. Erau odată două furnici și se suiau cu piciorul unui elefant. Ele nu știau că sunt pe picior de elefant. Și între ele se certau dacă există în lume elefant sau nu. Da. Așa și ateii care zic că nu este Dumnezeu. Mâncă din mâna lui Dumnezeu și beau apă din mâna lui Dumnezeu și zic că nu este Dumnezeu. Da, Dumnezeu e bun cu noi toți, slăvit să fie numele Lui. Deci cine este Iisus? Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Domn și Mântuitor, de pe scaunul de domnie se uită pe pământ, ar putea într-o clipă să ne nimicească, dar alege să ne fie salvator. Slăvit să fie numele Lui. Poți să la loc. Na, Dumnezeu să te binecuvânteze. De fapt, locul tău pe aici e pe tot locul. Na. Să mergem la a doua afirmație. Cine este Iisus? În rândul 2, ce înseamnă să crezi în Iisus? În rândul 2, a crede în Domnul Iisus înseamnă să crezi în lucrarea Lui. Adică în ce a făcut El. Trebuie să știi cine este și să știi ce a făcut. Cu privire la lucrarea Lui, în Biblie ni se spun multe lucruri, faptele lui Iisus sunt bogate, dar ele ar putea fi concentrate, a zice, în patru mari afirmații sau lucrări foarte, foarte importante.
Întâi, Domnul Iisus s-a făcut om. El s-a întrupat. De acolo, din cer, din slavă, de pe scaunul său de domnie, s-a coborât pe pământ și s-a făcut om. S-a întrupat. Sărbătorim întruparea lui la Crăciun. Fiul lui Dumnezeu și-a asumat carnea noastră, sângele nostru, s-a făcut om. Dumnezeu s-a făcut neam cu noi. S-a legat de noi omenirea prin legături de neam. A trecut de partea noastră. Te văd cu ficiorul lângă tine, Beni. Hai, tu încoace un pic cu el cu tot. Hai să se laude ficiorul tău. Beni își tinde foarte, foarte mult timp. Cum te cheam pe tine? Caleb. Mă, da. Caleb. Așa, Caleb. Iubesc pe Domnul Iisus? Da. Bravo. Și pe tate. Cu Beni mă știu de mult. Suntem prieteni. Poți confirma, să nu mă lau pe degeaba, mintea aici față de oameni. Relația dintre noi doi are o poveste și are un viitor, nu o istorie. Imaginează-ți că așa s-ar duce și s-ar apropia relația de prietenie cât ar fi cu putință, până acolo încât dacă o duci mai sus, e altceva, nu e prietenie. Până acolo se meargă. Nu știu cum ai simți, nu știu cum te-ar simți, dar mă gândesc că există această contopire a inimilor unor prieteni. Dar ascultă-mă, niciodată n-ai cum să mă simți cum îl simți pe băiatul ăsta. Așa-i? Că între doi prieteni e una și între tată și fiu e alta. Așa-i? Ascultați, când Domnul Iisus a întrupat, Dumnezeu a ales să simtă lumea nu cum suntem noi prieteni, ci cum el și cu băiatul. S-au făcut neam. Iisus se face neam cu lumea. Carne ca a noastră. Și de aia a fost capabil să poarte păcatele noastre, să moară pentru ele. Pentru că era neam cu noi. Și este. Deci asta înseamnă întruparea. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se face una cu neam, cu neam omenesc. Își asumă neam omenesc. Mulțumesc, puteți mai treabă. Deci, ce înseamnă să crezi în Iisus? Să crezi că El s-a făcut om. Și apoi să crezi că a murit pe cruce pentru păcate. Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele lumii. Domnul Iisus, când și-a dat viața, n-a murit ca victimă, n-a murit pentru că cineva l-a învins. El și-a dat viața de bunăvoie pentru noi ca să plătească pentru păcatele noastre. Jertfa lui, sângele lui curat, viața lui curată, l-a făcut capabil să aducă acel preț, să dea acel preț care să salveze neamul omenesc. Iisus a murit pentru păcatele noastre. Și apoi Domnul Iisus a înviat din morți. Aceasta este a treia lui lucrare. Iisus a înviat din morți. Biblia ne spune că moartea nu l-a putut ține legat, el a biruit legăturile morții, în ziua a treia după înmormântarea sa, Domnul Iisus s-a ridicat biruitor, a înviat, s-a arătat multora dovedind cu putere învierea lui și dovedind cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Credeți că Iisus Hristos a înviat? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și apoi, Domnul Iisus s-a înălțat la ceruri. Biblia ne spune că s-a dus la dreapta lui Dumnezeu și acolo ne apără, mijlocește pentru noi. Prin urmare, care este lucrarea lui Iisus? S-a întrupat, a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morți și mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. Această lucrare a lui derivă din cine El, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Domn și Mântuitor. Și acum în această calitate vine la noi, ispășește pentru păcatele noastre, dovedește că lucrarea lui, că jertfa lui are preț, are valoare, că a înviat din morți
Și acum se duce la dreapta lui Dumnezeu să ne facă și nouă acolo loc. Asta face el. Și în final, ce înseamnă să crezi în Iisus? Să crezi în ce a spus el. Vorbele Domnului Iisus sunt rostite în contextul a cine el și ce a făcut el. Iisus, găsim cuvintele sale în Evanghelii, în cele patru Evanghelii și în alte locuri, în Scriptură, dar aceste cuvinte frumoase ale Domnului nostru Iisus pot fi concentrate, a zice, în trei mari cerințe. Aici, a crede în Iisus, a crede în cuvintele Lui, nu înseamnă să fii de acord cu ce a spus Iisus. Poți să fii de acord fără să crezi. Nu înseamnă să știi. Poți să știi fără să fii convins. Nu înseamnă să memorezi. Nu înseamnă să admiri acele cuvinte. Poți să-L admiri. Ca Irod, cel necredincios, pe Ioan Botezător. Și totuși să nu crezi. Ioan Botezător asculta cu plăcere predica, Irod asculta cu plăcere predica lui Ioan Botezător. Îi făcea mare plăcere să-l audă. Îi plăcea de numai. Era de acord cu ce spunea omul acela. Și a sfârșit prin a-l condamna la moarte pe Ioan Botezător. Ați văzut distinția între a crede și a admira? Mai se cere să fim admiratori al lui Iisus, fani, ci ni se cere să fim ucenici, următori al lui Iisus Hristos, discipoli al Lui. Și asta înseamnă să crezi cuvintele Lui. Și El a zis așa, pocăiți-vă de păcatele voastre, botezați-vă în apă, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Du-te și să nu mai păcătuiești. Astea sunt cele trei afirmații majore. Pocăiți-vă de păcatele voastre, botezați-vă în apă, crezând în Evanghelie, și trăiți viața cea nouă. Asta e esența cuvintelor lui Iisus. Privitor la pocăință, prin acest imperativ, Domnul Iisus ne cere să facem o schimbare radicală. Imaginați-vă dumneavoastră că aici pe unde sunt eu ar fi o prăpastie mare, adânc o prăpastie, lat. În partea asta este lumea. Dincolo de prăpastie este țara lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor sau țara lui Dumnezeu. Aici e țara lui Dumnezeu și aici e țara noastră. Noi suntem în această lume întunecoasă a păcatului. Ce înseamnă pocăință? Să părăsești lumea veche și să treci în lumea lui Dumnezeu. Pocăință înseamnă să fii dispus să faci această schimbare radicală a vieții, a existenței tale. Asta este pocăință. Să accepți viziunea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru viața ta și să iei decizia să treci de partea lui Dumnezeu. Este renunțare radicală la viața veche, la viața trăită în păcat. Acela care se pocăiește, părăsește viața cea veche și se întoarce la Dumnezeu. Cerința a doua este botezul în apă. Ce implică botezul în apă? Este, la mijloc e vorba de alipire exclusivă și irreversibilă de Domnul Iisus. Deci renunț ca să mă alipesc de El. Asta e ideea botezului. Deci, am părăsit viața veche ca și cum aș muri față de lume. Ca așa zice în Biblie, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos ați fost îngropați. M-am pocăit de păcatele mele, am rupt cu lumea cea veche și cu poftele și cu păcatele și cu planurile și perspectivele. Am lăsat în urmă toate astea. M-am alipit de Domnul Iisus, unindu-mă cu El. Ce este botezul în apă? Tu să nu vă botezați în apă. Dacă mă adresez în mod deosebit celor mai tineri care s-au crescut în familie credincios, deci la vârsta la care trebuie să vă botezați, botezați-vă în apă. Eu personal am născut într-o familie onorabilă, credincioși ortodoși. Unchiul meu este preot în satul în care am copilărit. E foarte bine. Dar în simt Dumnezeu mi-a tulburat rău conștiința. Și citind Evanghelia, am decis să mă întorc la Dumnezeu și să mă botez în apă.
deși unchiul meu mă botiza când era mai mic. S-a supărat el un pic pe mine, dar nu așa de tare încât să nu mai fim neamuri. Ne-am împăcat după aceea. Discutând așa între noi, este clar, după Evanghelie, botezul trebuie asumat în mod liber, voluntar, de acela care se botează. Precedat de pocăință, însoțit de credință, dovedit cu o viață schimbată, calificative pe care un copil micuț nu le poate împlini. Ce zicem noi că nașul girează, că mărturisește, e o salvare fără salvare. Cum a lepăda de diavol și de păcat un naș care el însuși e legat de diavol și prins în toate păcatele? Eu știu bine ce zic, că și-au avut naș. Om de țipul jumătate. Avem respect. Dumnezeu i-a cercetat inima și s-a întors la Dumnezeu cu toată inima după ce m-a nășit pe mine. Dar el spune cu gura lui după ce Dumnezeu a schimbat viața. Cum a fost înainte să-L cunoască pe Dumnezeu? Deci a crede în Iisus implică, cum spun, această schimbare. Și apoi mai e ceva, viața nouă. Iisus, dacă vă aduceți aminte, când s-a întâlnit cu oameni care erau în păcate, prinși, n-a băgat vină nimănui niciodată. Asta e frumos la el. Venit un păcătos, plin de patim și de rele. Iisus nu i-a zis, n-ai ce căuta. Du-te și fă-te om și apoi mai vorbim. Nu. Venit la el oameni păcătoși, femei prinse în legăturile păcatului, evrei din vremea aceea nici doreau să aibă de-a face, să vorbească cu asemenea ființe. Vameși care erau socotiți pleava societății, cum a fost Zacheu, oameni socotiți că l-au și acuzat pe Iisus. Ce vine eu băga? Că stă la masă cu păcătoși. Că primește pe păcătoși. Asta a fost vina pe care a băgat-o Domnul Iisus. Primește pe cei păcătoși. Ce frumoasă vină. Asta a făcut. Au zis în vechime, poate ca și pe vremurile noastre, spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. De-aia au zis ei, e ca ei, de-aia se duce cu ei. Și adevărată zic ala, cu cine te însoțești, ca acela ești. Numai că Domnul Iisus, dacă se însoțește cu cineva, niciodată nu devine ca cineva. Numai cineva care se însoțește cu Domnul Iisus, devine ca Domnul Iisus. Și El a salvat pe oameni. I-a primit cu drag, i-a iertat de păcate. Și la despărțire le-a lăsat o vorbă pe care nu a uitat-o niciodată. Du-te și să nu mai păcătuiești. Oamenii s-au schimbat. Și asta înseamnă să crezi. Aici credința capătă dimensiunea ascultării. Să trăiești ce a spus Iisus. În concluzie, timpul trece foarte repede la dumneavoastră, ce înseamnă să crezi în Domnul Iisus? Să crezi în persoana Lui, să crezi în lucrarea Lui și să crezi în cuvintele Lui. Privitoare la persoana Lui, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, Domn și Mântuitor. Referitor la lucrarea Lui, s-a întrupat, a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morți și s-a înălțat la dreapta Lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. În privința cuvintelor, pocăiți-vă de păcatele voastre, botezați-vă crezând în Evanghelie și trăiți viața cea nouă. Ce înseamnă să crezi în Iisus? Să știi cine e, să știi ce a făcut, și să asculți ce a spus. Altfel, și dragii cred, și sunt fioară. Ne rămâne să hotărâm ce facem cu viața noastră. Dumnezeu din cer să ne ajute să ne așezăm sub puterea cuvintelor Domnului Iisus. Amin.